Iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Biblia versiunea Bartolomeu, această variantă a Sfintei Scripturi, deortosită, comentată și anotată de vrednicul nostru de pomenire, Mitropolit Bartolomeu, din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani. Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 16. Urările lui Pavel către cei din Roma, doxologie. Vă încredințez pe Febe, sora noastră, care este diaconița bisericii din Kenhrea, ca să o primiți întru Domnul, cu vrednicia cuvenită sfinților, și să-i fiți de ajutor în orice lucru ar avea nevoie din partea voastră, că și ea multora le-a fost de ajutor și mie însumi. Notă, după toate probabilitățile, ea era purtătoare epistolei. În biserica primară exista instituția diaconițelor sau diaconeselor, femei evlavioase în serviciu comunității, dedicată de mai ales asistenței bolnavilor și săracilor, este posibil să fi avut un rol auxiliar și în ritualul botezului femeilor. Îmbrățișați pe Piscila și Acvila, împreună lucrători cu mine în Hristos, cei care capul și l-au pus pentru viața mea și cărora nu numai eu le mulțumesc, ci și toate bisericile dintre neamuri și biserica din casa lor. Pentru Acvila și Piscila vezi nota de la Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 2. Îmbrățișați și pe Andronic și pe Iunias, cei de un an cu mine, și pe frații cei din temniță, care sunt vestiți între apostoli și care mai înaintea mea au fost întru Hristos. Adică în sensul mai larg, aparținând acelui neam. Era aceleași neam, adică erau de origine ebraică, iudeie, ca și Sfântul Apostol Pavel. Îmbrățișați-l pe Ampliat, iubitul meu întru Domnul. Îmbrățișați-l pe Urban, împreună lucrător cu noi întru Hristos, pe Stahis, iubitul meu. Îmbrățișați-l și pe Apelieț, cel încercat întru Hristos. Îmbrățișați-l pe cei din casa lui Aristobul. Îmbrățișați-l pe Irodion, cel de un an cu mine. Îmbrățișați-l pe cei din casa lui Narcis, care sunt întru Domnul. Îmbrățișați-i pe Trifena și pe Trifosa, cei ce s-au ostenit întru Domnul. Îmbrățișați-o și pe draga Persida, care mult s-au ostenit întru Domnul. Îmbrățișați-i și pe Ruf, cel ales întru Domnul, și pe mama lui și a mea. Îmbrățișați-i și pe Asineret, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrova, pe Herma, și pe frații care sunt împreună cu ei. Îmbrățișați-i pe Filolog și pe Iulia, pe Nereu și pe sora lui, pe Olimpan și pe toți sfinții care sunt împreună cu ei. Îmbrățișați-vă unii pe alții cu sărutare sfântă. Pe voi vă îmbrățișează toate bisericile lui Hristos. Și vă rog pe voi, fraților, să vă păziți de cei care fac dezbinări și potigniri împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Feriți-vă de ei. Notă, e vorba de sectanții ai bisericii din primul mileniu, iudaizanți, a căror metode devin tipice pentru cei de mai târziu. Adică cei care credeau altfel decât în învățătura revelată. Și acești sectari și eretici au fost de-a lungul întregii istoriei și se pare că vor fi cu îngăduința lui Dumnezeu până la sfârșit, ca să încearcă, cerce să lămurească credința noastră. Feriți-vă de ei, ca unii ca aceștia nu-i slujesc Domnului Hristos, ci pântecului lor, și prin vorbe atrăgătoare și prin cuvântări plăcute, ei înșeală inimile oamenilor simpli, fiindcă ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur deci de voi, dar vreau să fiți prevăzători cu binele și neamestecați cu rău. Notă, în sens dublu, adică sunteți ascultori ai mesajului
evanghelici și supuși față de el. Dar vă rog să fiți prudenți în fața binelui care poate înșela ca în cazul sectanților de care e vorba și fără compromisuri în agresiunea răului. Iar Dumnezeu păcii îl va zdrobi curând pe Satana sub picioarele sale. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Vă îmbrățișează Timotei, cel împreună lucrător cu mine, și Luciu, și Iason, și Sosipatru, cei de un an cu mine. Vă îmbrățișez îndemnul eu, Tertius, care am scris epistola, tahigraful, căreia Sfântul Pavel i-a dictat epistola. Vă îmbrățișează Gaius, gazda mea, și toată biserica. Vă îmbrățișează Erast, vistiernicul cetății, și fratele Vartus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Iar celui ce are puterea să vă întărească, după Evanghelia mea și după propăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei celei din veac ascunse, din timpurile veșnice, dar arătat acum prin scripturile profeților, după porunca veșnicului Dumnezeu, cunoscută la toate neamurile spre ascultarea credinței, unia înțeleptului Dumnezeu, fie-i slavă întru Hristos Iisus Domnul nostru, în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Proroctul Dumnezeu, iată că am terminat epistola către Romani. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.